Bună ziua și bine v-am găsit. Sunt în dimineața de vreme. Ieri după amiază, pe la ora 4, am transvasat larvele în cupolele de ceară. Cu toate că pe internet, pe YouTube, vedeți acest tip de lucrare, nu este mare lucru. Totul e să aveți grijă când mutați larvele, să fiți atenți. Bun, după ce am transvasat larvele, eu l-am adus în starter. Starterul acesta este o familie puternică, orfanizată, dar lăsând doar puiet căpăcit. Unii nu lasă nici puiet căpăcit, exclude tot puietul și așa face starter. Eu prefer să las puietul căpăcit. Îl hrănesc, îi dau un pic de turtă proteică ca stimulare. M-a dus rama Fort Boci. Văd că albinele au clădit, au lipit ramele cu un pic de ceară. Va trebui să îndepărtez un pic, să văd cât a luat în creștere. Acesta a fost scuturat, era pe vreo 13 rame. Vom vedea imediat cum se prezintă rama Fort Boci. Dar acum au lipit cu ceară și asta. Ramele, cum au lipit cu ceara, se pare că a luat destul de bine în creștere. Acum văd câte a luat în creștere și voi organiza finisorul. Are aproximativ 14 ore, 15 ore de când am dat această ramă cu larve. Folosesc și această unealtă, e mai la îndemână. Scot rama. Iată. Iată așa arată ea. Sunt toate în creștere foarte frumos. Deci am să mă uit. Aici nu. Aici e una, două, trei, aici nu, patru, aici nu, nici aici, cinci. În partea de jos e mai bine luat în creștere. Așa, deci sunt câteva, aproximativ 10, jumătate. Eu zic că e suficient pentru finisori. Vreau să zic că e suficient. Acum o să mă duc să pregătesc finisorii ca să le dau ramele, să-i dau porcilii care sunt luate în creștere. Cele care nu sunt luate în creștere, e posibil să prinzi larva chiar când năpârlește și atunci apare o problemă că e foarte sensibilă și când o ai un pic, dacă ai atins-o, este gata. Mutând larve foarte micuțe, e posibil să
o rănești, dar nu este o problemă, fiindcă dacă avem 10 pentru o supină, cum am eu cu 20, este foarte bine. Bun, acum o să mă duc să pregătesc finisorul, el este pregătit în prealabil, dar o să-l urmăresc din nou să văd cam despre ce e vorba, cum stă albinacul. Și acolo o să vă arăt în filmulețul următor cam despre ce e vorba. Bine, până la acel filmuleț, numai bine.